Astăzi este o zi specială. Poate vă întrebați de ce această zi este o zi specială. Aș putea să spun că fiecare zi pe care o trăim este o zi specială, pentru că ea este un dar, să nu spun nesperat și nemeritat, dar este un dar pe care iubirea divină ni-l face de fiecare dată când noi ne trezim întregi dimineața. Sau ne întregim pe parcursul zilei. Pentru mine este o zi specială pentru că astăzi o sărbătoresc pe soția mea, omul care este alături de mine și mă însoțește mereu, dându-mi putere, iubire, înțelepciune și având foarte multă răbdare, care se pare că este o caracteristică necesară atunci când pleci la un drum mai lung. De multe ori m-am gândit că înțelepciunea noastră este ceva care ne vine din iubirea oamenilor din jurul nostru. Și atunci când vorbesc în emisiune și spun lucrurile pe care, la rândul meu, le-am învățat, le primesc, poate că ar trebui să ne gândim că prin vocea mea sau prin vocea celor care vorbesc, sunt și alte voci care se aud. Vocile celor care sunt alături de noi, vocile celor care au fost înaintea noastră, poate chiar vocile celor care vor urma după noi. Este o întreagă poveste spusă pe mai multe planuri, din care fiecare suflet își extrage ceea ce are nevoie și la rândul lui fiecare pune acolo picătura care este necesară celor care ascultă, pentru că poveștile sunt de fapt începutul și drumul nostru către vindecare. E interesant că în multe culturi, oamenii care spun povești poartă denumirea în America de Sud curanderos, adică acei oameni care au cuvintele magice tot timpul în inima lor și prin ele modifică și schimbă realitatea, ne schimbă pe noi în interior și schimbă modul în care percepem viața și oamenii din jur. Până la urmă, vindecarea, dacă este să folosim acest cuvânt magic și mare uneori, este un proces de transformare, un proces de evoluție spirituală prin care fiecare din noi trecem în măsura în care reușim să ne dăm seama că în noi se îmbină un înger și un demon, o parte de lumină și o parte de întuneric. Nu rămânem în această dualitate, pentru că dincolo de această dualitate există unitatea. Și abia atunci când reușim să învățăm, să înțelegem, să acceptăm și să integrăm acea parte de întuneric, acea parte de umbră, atunci, în acel moment, reușim să ne dăm seama nu neapărat că partea de umbră este necesară, dar în dinamica evoluției noastre este firesc să existe această polaritate care ne va duce pas cu pas spre o stare prin care noi vom înțelege că toate diferențele, toate deosebirile pe care le vedem noi, de fapt, accentuează unitatea și identitatea. Într-un fel sau altul, atunci când între mine și cel de lângă, din fața mea sau cel de lângă mine, nu mai există acea diferență, când și el îmi este aproape de suflet, cum sunt și eu mie aproape de suflet, atunci începe adevărata vindecare, pentru că, într-un fel sau altul, ne vindecăm atunci când ocrotim viața. Și ocrotim viața atunci când ne pasă de cel de lângă noi. Și ne pasă de cel de lângă noi atunci când punem pe primul loc nevoile celui de lângă noi sau le punem pe același loc cu propriile noastre nevoi. Este un exercițiu dificil și marii învățători pe care i-am avut prin binecuvântarea divinității pe această planetă cu toții ne spun aceeași lecție. Dăruiești pentru ca apoi să primești. Nici nu mai poți opri procesul de a primi atunci când dăruiești, dar primul pas este dăruirea. Și ținând cont că în viața noastră avem atât de multe lucruri care ne-au fost dăruite de Dumnezeu, de oamenii din jurul nostru, deja suntem într-o mare măsură îndatorați vieții, îndatorați divinității, îndatorați oamenilor din jurul nostru pentru ceea ce avem deja. Deci nu e vorba că trebuie să mai așteptăm ceva, ci deja ar trebui să începem să dăruim, pentru că numai în acest fel vom putea să mergem pe acest drum de evoluție. Întrebarea pe care mi-o pun pacienții care vin la mine, una din foarte multele întrebări,
care multe întrebări le am eu însumi în interiorul meu și care poate așa mi se întorc într-un fel sau altul, este când începe vindecarea. Vindecarea, aș spune într-o vorbă un pic mai aspră, că începe atunci când o meriți. O meriți atunci când înțelegi să pui întrebarea potrivită și când nu aștepți un răspuns așa cum vrei tu, ci primești lucrurile pe care viața ți le oferă și te adaptezi la ele. Nu întâmplător, în sistemul nostru energetic, vezica biliară și ficatul reprezintă capacitatea noastră de adaptare la mediu. Și este interesant pentru că unul din simptomele care însoțesc dezechilibru pe zona vezicii biliare și a ficatului este senzația de nod în gât. Această senzație de nod în gât va fi prezentă și în expunerea pe care vreau să o fac astăzi legată de glanda tiroidă, pentru că nu de puține ori, în opinia generală, se face o egalitate între o senzație la nivelul gâtului, această senzație de nod în gât, și o dereglare a glandei tiroide. Nu întotdeauna este așa, pentru că, iată, aparențele uneori pot să fie departe de ceea ce există în profunzime și de aceea este înțelept și bine să încercăm să nu judecăm. Sau dacă o facem, să o facem atunci când avem toate datele. Dar chiar și când avem toate datele, abia în acel moment intuiția poate să intre și creativitatea noastră se poate dezvolta. Creativitatea care ar trebui să fie elementul de bază dintr-un sistem de învățământ care are în vedere dezvoltarea persoanei și dezvoltarea personală. Această senzație de nod în gât are legătură cu o scădere a capacității de adaptare. Din acest punct de vedere, în medicina chineză, ficatul este cel implicat în acest proces. Dar, în același timp, putem să facem o apropiere și cu glanda tiroidă, pentru că, simbolic vorbind, această glandă este așezată strategic, să spunem, este un pasnic foarte frumos, a zonei noastre de mobilitate, a gâtului. Acolo, prin gât, urcă și coboară informația, urcă și coboară sângele, urcă și coboară sunetele. Așadar, este un fel de scară, dacă considerăm craniul ca o boltă cerească, este o scară pe care informația urcă și coboară la cer, o comunicare cu divinitatea. Așadar, această senzație de nod în gât, atunci când devine sau implicată este tiroida, este o senzație care ne arată că nu ne exprimăm suficient de bine, de vorbit vorbim, dar nu ne exprimăm exact așa cum trebuie. Nu spunem ce am vrea să spunem, nu exprimăm corect ceea ce vrem să exprimăm și de multe ori ne reținem din diferite motive, de teamă, de rușine, de faptul că ne gândim ce gândesc ceilalți despre noi prea mult. Asta fiind unul din problemele și în psihologia cognitiv-comportamentală, care ne arată că, într-un fel sau altul, atunci când ținem prea mult seama de părerea celor din jurul nostru, s-ar putea să intrăm într-un cerc vicios din care nu vom ieși. Oricum, se spune statistică, dacă vei intra într-o încăpere unde sunt 9 oameni, 3 oameni o să te placă, 3 oameni nu o să te placă, iar altor 3 oameni le vei fi indiferent. Cu alte cuvinte, oricât te-ai strădui, există o astfel de proporționalitate pe care trebuie să fii pregătit să o accepți. Tiroida este o glandă endocrină specială pentru că are o conexiune foarte puternică cu ideea de ritm, cu ideea de schimbare și cu ideea de libertate. Simbolic vorbind, glanda tiroidă este implicată în modul în care ne trăim libertatea, înțelegem libertatea și mai ales respectăm libertatea celor din jurul nostru. Deci, într-un fel sau altul, tiroida este implicată în ideea de control. Nu întâmplător, pentru că tiroida la nivelul organismului reglează arderile, reglează metabolismul, într-un fel sau altul reglează ritmul vieții. Este implicată tiroida în sinteza de proteine, cu alte cuvinte și structura noastră musculară dintr-un anumit punct de vedere a legăturii. Este implicată în reglarea ratei metabolice, în procesul de creștere și de dezvoltare al oaselor, în procesul de creștere și dezvoltare al sistemului nervos. Hormonul tiroidian este implicat
în procesul de creștere și diferențiere celulară. De asemenea, unul din subiectele care apare frecvent în tratamentul de acupunctură, variațiile și oscilațiile în greutatea corporală, pentru că atunci când tiroida nu funcționează corespunzător, desigur că procentul de grăsime din corp crește și atunci se dezvoltă un grad mai mare sau mai mic de obezitate. În același timp, tiroida are roluri, să spunem, oarecum secundare, deși nu le-aș numi așa, în funcționarea unor enzime și în metabolizarea anumitor substanțe nutritive și vitamine. Este un lucru interesant pentru că am constatat din practica mea medicală că atunci când un om este în căutarea stării de echilibru, regăsirea stării de echilibru trece întotdeauna prin sistemul endocrin, prin sistemul hormonal. Ca să ne facem o idee despre importanța acestui sistem, trebuie să spunem că o concentrație a unui hormon, fie el tiroidian sau de altă natură, în sângele nostru, este ceva de ordinul unei picături de sânge într-un ocean, să spunem. Adică concentrația este infinitezimală, dar cu toate acestea rolul este covârșitor. Cu alte cuvinte, interfața dintre creierul nostru și organismul nostru nu ar putea să existe fără acest sistem endocrin, fără acest sistem hormonal. Se pare că toate practicile ancestrale, qigong, tai chi, yoga, toate terapiile, medicina ayurvedică, medicina tradițională, extrem-orientală, acupunctura, au cunoscut la vremea respectivă, avant la lettre, multă vreme înainte, acest sistem endocrin, pe care chiar dacă nu l-au definit prin termenii moderni, au găsit tipuri constituționale și modele care se regăseau în diferitele glande endocrine, tiroide, suprarenale, pancreas și așa mai departe. Din punct de vedere, să spunem, fiziologic, anatomic, dar și energetic și structural, tiroida nu este întotdeauna cea care este, să spunem, devină sau în ghilimele, cea care trebuie reglată prima. Pentru că în organismul nostru avem un ax central, hipotalamo, hipofizo, cortico, suprarenalia. Așadar avem la nivelul creierului hipotalamusul și hipofiza, două locuri de unde se secretă hormonii de reglare, TRH și TSH, implicați în funcționarea tiroidei. Tiroid stimulating hormone, tiroid releasing hormone. Cu alte cuvinte, există oameni la care, deși dereglarea se manifestă la nivelul tiroidei, tulburarea este, de fapt, la nivel emoțional, la nivelul sistemului nervos și prin conexiunile care există acolo, reglarea aceasta fină, hormonală, nu se mai face corespunzător. În înțelepciunea divină, corpul nostru este creat cu acel sistem de feedback prin care întotdeauna când un hormon crește, hipotalamusul și hipofiza se sizează și secretă un contrahormon sau reglează în așa fel încât hormonul să scadă și invers. În așa fel încât cele două lucruri lucrează într-un balans foarte fin și de aceea medicii trebuie să aibă mare grijă în reglarea acestui mecanism extrem de fin. Sunt foarte utile analizele de sânge, de exemplu, în care putem doza hormonii tiroidieni T3, T4 și TSH. Dar este vorba și de o înțelegere profundă a fiziologiei organismului. Din punct de vedere, să spunem, funcțional, tiroida poate să aibă o funcție în exces sau poate să aibă o funcție deficitară. Însă, nu de puține ori m-am lovit în practică și de o situație care se regăsește undeva la limita dintre cele două. Adică există o tiroidă a cărei funcție oscilează între hipo și hiperfuncție. Deci, nu întotdeauna categoriile pe care le regăsim într-o carte și pe care le avem puse într-un tratat se aplică cu exactitate în cazul unui organism viu. Mai ales că un organism viu are o stare de echilibru care se schimbă de la o clipă la alta.
Dacă am putea determina în fiecare secundă nivelul hormonilor tiroidiene, am rămâne surprinși cum în anumite condiții de stres, de oboseală, de căldură, de frig și așa mai departe, acești hormoni prezintă uneori variații, poate chiar și dincolo de ceea ce este încadrat statistic în sfera normalității. Sigur, atunci când există devieri hormonale, trebuie să avem în vedere și faptul că uneori aceste devieri hormonale sunt de fapt un semnal pentru corpul nostru și ne arată că trebuie să facem ceva în acest sens. Uneori, a face ceva înseamnă să te abții de la ceva. Și aici este un lucru foarte interesant. Hiperfuncția tiroidei sau hipertiroidism înseamnă că glanda produce un pic prea mulți hormoni. Aceasta determină o creștere, de exemplu, a temperaturii corporale, o creștere a tensiunii arteriale, nervozitate, agitație, o piele umedă, o transpirație intensă, un tremurat, o creștere a apetitului și, evident, o creștere în greutate. De asemenea, la nivel digestiv, există dereglări, o tulburare a tranzitului care devine mult prea rapid, merge, să spunem, oarecum spre un colon iritabil. Este interesant pentru că în medicina tradițională chineză există o puternică legătură între plămân și tiroidă. Buna funcționare a plămânului și respirația echilibrată determină o bună funcționare a tiroidei. Ultimele cercetări medicale au arătat că plămânul este implicat în sinteza trombocitelor, adică acelor plachete sanguine care reglează coagularea sângelui. Din acest punct de vedere, putem înțelege că relația dintre plămân-tiroidă și în special tiroida poate avea un rol și în acea parte de coagularea sângelui, așadar la pacienții care au probleme cu coagularea sângelui, administrarea hormonilor tiroidieni natural sau de sinteză ar trebui făcută sub o strictă supraveghere medicală și cu controlarea evidentă a timpului de sângerare și altor parametri sanguini. De asemenea, legătura dintre intestinul gros și flora intestinală și imunitate este cunoscută în medicina chineză, în așa fel încât atunci când flora intestinală este perturbată, apar fenomenele de alergie, fenomenele de autoimunitate, fenomene care ulterior se răsfrâng la nivelul tiroidei, dând acea tiroidită autoimună care se manifestă prin faptul că glanda se mănâncă singură, se atacă singură și în analizele de laborator apare o creștere a ATP-ului, anticorpii antitiroperoxidază, care arată că acolo este un fenomen care trebuie reglat, pentru că este foarte bine ca imunitatea să fie modulată corespunzător. Cunoaștere, echilibru și armonie. Să pășim împreună pe cale cu compasiune, răbdare și înțelepciune. A doua situație a tiroidei este cea în care există o hipofuncție. Desigur, trebuie să facem precizări că există totuși o diferență între o hipofuncție, o funcție scăzută, și o hipotiroidie, care este deja o boală instalată, care necesită un tratament medical de specialitate. Bine este însă ca noi să încercăm să echilibrăm organismul din timp pentru a putea să prevenim și să salvăm organismul în așa fel încât el să nu ajungă în stadiu de boală. Hipotiroidismul înseamnă, evident, o glandă tiroidă care funcționează în deficit, în minus. Pacienții care au această funcție redusă a tiroidei au, în general, o voce mai stinsă, o voce răgușită, vorbesc încet. În general, sunt împăstați. Fața este mai pufoasă, rețin lichidele, edeme. Au o sensibilitate foarte puternică la frig, tendința la constipație, creștere în greutate, părul și pielea sunt uscate și o tendință la depresie. La hiperfuncția tiroidei e o tendință la agitație, o tendință maniacală, să spunem,
Dar trebuie să ne gândim că, din acest punct de vedere, în societatea modernă, oamenii nu mai trăiesc într-o stare de echilibru atât de stabilă din punct de vedere emoțional. Și atunci această diferențiere între o boală psihică și acele sindrome tip borderline, care sunt la limita dintre normal și patologic, sunt într-o permanentă schimbare și o permanentă mutare. În ceea ce privește energetica organismului și energetica glandei tiroide, putem spune că sunt implicate, deși, vedeți, atunci când vorbim despre un organ, sistemul nostru energetic este făcut să funcționeze în întregime, pe principiu holografic. Cu alte cuvinte, nu poți să spui că o bucățică sau o celulă din corpul nostru funcționează numai depinzând de... depinde mai mult sau mai puțin de anumite structuri și funcții, dar nu înseamnă că celelalte structuri și funcții sunt total străine de funcționarea acelei celule. Din acest punct de vedere, există trei meridiane care sunt implicate în reglarea activității tiroidei: meridianul 3 focare, meridianul pericard și meridianul splină și pancreas. Iar dintre meridianele extraordinare sunt cele din sistemul Yin-Yang Wei-Mai și meridianul Chong-Mai, meridianul sursă. Este interesant că, de exemplu, meridianul 3 focare, simbolic vorbind, alături de reglarea metabolismului hidroelectrolitic și sistemului endocrin, de exemplu, reglarea hipofizei anterioare și a tiroidei, este implicat în relația și legătura pe care o avem cu mediul. Adică acea relație prin care noi încercăm să ne implicăm, fără să ni se ceară, în viața celor de lângă noi. Aceasta poate să fie o cauză spirituală, să spunem, dintr-un anumit punct de vedere, al îmbolnăvirii glandei tiroide. Este greu să te abții în viață, dar în momentul în care înveți acest lucru, și fără îndoială că viața te va învăța acest lucru, atunci vei reuși să privești într-o lumină mult mai frumoasă și mai ales vei învăța să nu judeci. Pentru că este foarte ușor să aluneci în această pantă de judecare, e mult mai bine să accepti fiecare om așa cum este și să încerci să-l ajuți cu ceea ce are el nevoie. Celălalt meridian, pericard, este legat în belișul inimii de tulburările noastre emoționale, interioare, frământările noastre, neliniștele, insomnia. Este un meridian care este implicat în reglarea activității suprarenalelor și a cortizolului. Iată deci o legătură între cortizol și tiroidă. Și este, din punct de vedere simbolic și ezoteric, o glandă, un meridian care este legat de senzația că timpul nu ne mai ajunge. Adică cumva ne-am ieșit din ritm, ne-am aglomerat, suntem foarte îngrămădiți, ca să spunem așa, și atunci trebuie să mai facem puțin loc în interiorul și în exteriorul nostru. Meridianul splinei și pancreasului are un punct pe el, splină pancreas 4, care reglează meridianul sursă. Acest meridian sursă fiind echivalentul în medicina tradițională chineză, din anumite puncte de vedere, al hipotalamusului, care nu este decât acel fragment, acea parte din creierul nostru unde se integrează toate reacțiile neurovegetative, hormonale, emoționale și care conține în el un sistem de celule care sunt veșnic tinere, pentru că o întrerupere a funcției hipotalamusului ar însemna o resetare a întregului organism. Avem așadar o implicare a tiroidei și o conexiune cu întreaga structură energetică a organismului. În medicina tradițională chineză, în ceea ce privește etiologia, adică posibilele cauze pentru care tiroida poate fi dereglată, se vorbește în medicina chineză de traumele emoționale. Pentru că spun ei că atunci când ai o perioadă foarte lungă de depresie, mânie, anxietate, toate aceste emoții și sentimente blochează fluxul de energie și fluxul de sânge, ceea ce determină în timp o mișcare anormală a energiei ficatului,
acest lucru duce în timp la acumularea, exact ca un râu care nu mai circulă foarte bine, acolo începe să se băltească, să se înnămolească și se creează acel sindrom de flegmă care determină un blocaj în partea superioară a corpului. Ceea ce înseamnă că în zona gâtului și a capului pot să apară staze de energie, pot să apară noduri. Acum, sigur că și o disfuncție a tiroidei poate să determine în timp apariția unor stări de depresie, anxietate, mânie. Așadar, este o relație biunivocă, o relație care merge în ambele sensuri. A doua cauză este o dietă dezechilibrată și condiții nefavorabile de viață. Adică sunt anumite zone unde clima are extreme foarte puternice, căldură, frig. Există zone unde, de exemplu, apa sau solul sau alimentele sunt sărace în anumite oligoelemente, cum ar fi iodul și așa mai departe, aceste lucruri putând, sau seleniu, aceste lucruri putând influența, desigur, activitatea glandei tiroide. Constituția este un al treilea factor, pentru că spun chinezii că anumite conjuncturi din organismul feminin, cum ar fi, de exemplu, perioada menstruală, perioada de sarcină, determină un aflux de energie și sânge în meridianul ficatului, combinat de asemenea cu traumele emoționale și cu o dietă greșită, și acest lucru determină apariția unui sindrom de căldură, unui sindrom de foc. Cu alte cuvinte, acest foc arde celulele organismului și poate determina un dezechilibru endocrin. Corpul este un dar care ne poartă prin viață. Să analizăm și să înțelegem, să cercetăm și să descoperim. Împreună să avem grijă de el. În medicina tradițională chineză există patru situații, patru stări în care putem evidenția anumite semne și simptome caracteristice unei anumite stări ale tiroidei. Staza de energie și flegmă, staza de flegmă și sânge, hiperactivitatea focului ficatului și deficitul de energie in la nivelul inimii și a ficatului. Încă o dată spun, corpul nostru este într-o continuă schimbare și într-o dinamică permanentă. Așadar, nu putem să avem o anumită stare care să fie tratată simplist sau care să spunem că cuprindem în ea absolut toate categoriile, ci mai mult trebuie să privim organismul într-o stare dinamică. Staza de energie și flegmă. Din punct de vedere clinic, în acest caz, există o anumită senzație de disconfort la nivelul gâtului. Spun chinezii că nu se ajunge chiar la o durere, de asemenea o senzație de apăsare și de opresiune la nivelul pieptului cu un oftat permanent și cu o senzație de durere și apăsare în zona hipocondrului, în zona coastelor. Această boală este legată foarte puternic de emoțiile pe care le avem în organism. Limba are un depozit subțire și albicios și pulsul este destul de agitat. Ținând cont că există o stază de energie, în acest caz este recomandat să utilizăm puncte de pe meridianul inimii, cord 7, puncte de pe meridianul pericardului, pericard 6, puncte de pe meridianul splinei și pancreasului, splină pancreas 8, punctul de dezobstrucție al meridianului spline, care reglează foarte bine și staza limfatică, splină pancreas 9 și splină pancreas 6, punctul splină pancreas 6, punctul de reuniune al tuturor meridianelor in de la nivelul piciorului, fiind prin excelență un punct care reglează această
flegmă, să spunem, și în același timp degrevează tiroida de anumite acumulări care în timp ar putea să ducă la noduli. În ceea ce privește plantele, ca recomandare generală există o plantă, să spunem, care integrează activitatea hipotalamusului și a hipofizei, rodiola. Este și o plantă adaptogenă, care ne ajută la stres, ne ajută la partea de imunitate, ne ajută la digestie și așa mai departe. Cu alte cuvinte, în toate situațiile în care vrem să reglăm tiroida, trebuie să avem în vedere și reglarea hipotalamusului și a hipofizei și de aceea rodiola este o plantă care poate fi implicată în această reglare. De asemenea, dintre plantele sau suplimentele care mai înlătură staza limfatică, am putea folosi, de exemplu, factorii lipotropici, trifoiul roșu, chitosanul și, în general, plante care aduc un aport suplimentar de, să spunem, poate sânge, cum ar fi quercitina, care este un antioxidant și, de asemenea, un antiinflamator destul de bun. Al doilea caz este vorba de staza de flegmă și de sânge. În acest caz, spun chinezii că pot să apară chiar noduli, pentru că acolo unde stagnează sângele, în timp apar niște acumulări care pot determina această stază la nivelul gâtului și aici avem acea senzație de presiune, de apăsare la nivelul pieptului, o scădere a poftei de mâncare, o limbă care are o culoare mai întunecată cu un depozit alb, albicios, destul de aderent și cu un puls care este destul de neregulat. Se știe în ceea ce privește pulsul că multe din tulburările de tahicardie, de accelerare de rit, de palpitații de la nivelul inimii sunt determinate de o funcționare deficitară a tiroidei. De asemenea, trebuie să remarcăm faptul că o serie de plante și o serie de suplimente care sunt implicate în reglarea pulsului sunt implicate și în reglarea tiroidei, de aceea trebuie administrate sub control medical și cu grijă. În ceea ce privește punctele pe care le putem folosi în acest caz, sunt punctele de pe spate, pe meridianul vezicii urinare, vezică urinară 20 și vezică urinară 21, vezică urinară 13, care este punctul șu al plămânului, adică acel punct care mobilizează energia secretă, esența plămânului, splină pancreas 10, care este punctul care reglează marea sângelui, și puncte de pe meridianul 3 focare, 3 focare 5, 3 focare 6, 3 focare 8. De asemenea, trebuie avut în vedere că de fiecare dată când vrem să echilibrăm structura energetică a organismului, noi trebuie să rescriem un pic din informația care între timp a fost coruptă. Știți cum sunt acele fișiere când scanăm un calculator și programul ne spune aveți 10 fișiere care au fost corupte, informația nu mai este scrisă foarte bine. Există meridianul sursă care trece prin interiorul coloanei, Chong Mai, care este cel care rescrie absolut la toate nivelurile, inclusiv cel genetic, această informație. Și atunci când vrem să rescriem unele programe care au fost copiate prin multe replicări greșit, putem folosi și în special punctul splină pancreas 4, care deschide circulația energiei pe acest meridian. Din punct de vedere embriologic, este interesant că în embrionul nou format, în acel mugure din care începe să se dezvolte coloana vertebrală și așa mai departe, energetic vorbind, acesta este primul meridian care se dezvoltă și care conține în el toate structurile ulterioare, inclusiv energetice, fizice, emoționale, din care se va dezvolta ulterior întreg organismul uman. În ceea ce, al treilea caz, hiperactivitatea focului ficatului. Nu este greu ca ficatul, care este un organ care reacționează puternic
la mânie, la enervare, la agitație. Deci este o, există acel diagnostic de ficat mărit sau de steatoză hepatică, un subiect, consider eu, interesant pentru a fi atins într-o emisiune viitoare și de aceea vă invităm să rămâneți alături de noi pentru a afla și aceste lucruri. Spun, ficatul acumulează în el foarte multe toxine. Că sunt toxine din mediu, că sunt toxine emoționale, că sunt toxine spirituale, cu siguranță sunt. Așadar, de multe ori, ficatul este nervos. Dacă ne-l închipuim așa ca un om, ne-l închipuim ca un om cu fața roșie, care gesticulează foarte mult și care nu prea ascultă pe nimeni, se bagă în față, e foarte nervos și agitat și cam strigă. Are o voce din asta mai spartă, mai țipătoare așa. Și cu toții ne regăsim mai mult sau mai puțin în anumite momente într-o astfel de postură. Însă, tot ficatul e înțelept, pentru că are o anumită viziune asupra vieții și viziunea asupra vieții ne spune că fiecare enervare pe care o simțim nu este altceva decât enervarea pe care noi am provocat-o celor din jurul nostru într-un moment anterior. Adică, cu alte cuvinte, culegem exact ceea ce merităm. Asta este partea frumoasă în viața pe care o trăim și care ne-a fost dăruită, să nu uităm acest lucru, și care este un miracol, că întotdeauna primim exact ceea ce merităm. Și atunci când credem că nu primim ceea ce merităm, și atunci primim ceea ce merităm. Nu există excepții. În manifestările clinice există dureri musculare, există o umflare discretă a zonei din fața gâtului, există de asemenea o stare de agitație cu fierbințeală la nivelul palmelor și tălpilor, există tremurături, o senzație de căldură la nivelul, un gust amar în gură, o limbă roșie și un puls foarte rapid. Fiind implicat focul ficatului, trebuie să echilibrăm un pic apa. Putem folosi puncte de pe meridianul rinicului, rinic 3, rinic 6. Putem folosi cu anumite limite puncte de pe meridianul vezicii urinare, vezică urinară 60, vezică urinară 40 și putem folosi puncte de pe meridianul ficatului, ficat 2, ficat 3 sau ficat 13 și 14 care armonizează în același timp energia ficatului și energia splinei. Un punct important de folosit pentru reglarea tiroidei, vas concepție 17, care se află exact aici în zona sternului, care reprezintă într-un fel sau altul punctul de la care se dirigează respirația, punctul la care se dirigează plămânii, dar și tiroida. De asemenea, în acupunctură există un punct aflat deasupra mărului lui Adam, exact aici în zona gâtului, un punct pe meridianul Renmai, vas concepție, care contribuie la staza energiei la nivelul gâtului, o reglează și în același timp îmbunătățește vorbirea, de exemplu, la un pacient, să spunem, post un accident vascular, la o recuperare după un accident vascular. Printre plantele pe care putem să le folosim sunt plantele de natură amară, rostopască, coada șoricelului, ghințură, cordyceps, ganoderma și aș îndrăzni să spun să adăugăm un pic de arjun, planta din medicina indiană, care, cu toate că numele ei conține ideea de foc, este o bună plantă pentru a domoli focul și o plantă care reglează ritmul inimii. Pentru că dacă avem o perturbare la nivelul ficatului, avem o perturbare la nivelul tiroidei, avem secundar și o tulburare la nivelul inimii care se poate manifesta ca insomnie, ca neliniște sau ca palpitații. Al patrulea caz, deficitul de energie yin la nivelul inimii și a ficatului. Energia yin este cel mai profund strat al energiei organismului nostru. Cu alte cuvinte, trebuie să fi făcut multe lucruri negative corpul nostru ca să ajungem în această situație, să fim sărăciți, să fim lipsiți de energie, să fim oarecum obosiți și epuizați. Aș spune, dintr-un anumit punct de vedere, că în vremurile moderne, permanent noi trăim în această stare de consum excesiv. E ca și cum am fi într-o barcă, fundul este găurit și avem o găleată cu care scoatem apa, dar, cum să spun, barca nu plutește foarte bine pentru că abia reușim să scoatem apa, intră alta și atunci suntem mereu
în această stare de limită. De aceea uneori, poate și asta ne învață tiroida, ar trebui să ne oprim. Să avem un moment în care facem o pauză. Ne acordăm o pauză de la toți și de la toate. Sigur că, dintr-un anumit punct de vedere, avem senzația că lumea depinde de noi și că ea se va prăbuși când noi vom face o pauză. Partea frumoasă este că facem această pauză și observăm că nu se întâmplă nimic din toate astea și că lumea merge atât de frumos înainte, cu noi sau fără noi, încât putem să ne relaxăm și mai ales să privim viața cu mult umor. Pentru că viața are mult umor și ne învață că este foarte important să râdem. Să râdem uneori de noi, să râdem împreună cu ceilalți. Dar mai ales să ne păstrăm simțul umorului. Deficitul de energie yin se manifestă prin acumulări treptate. Deci este glanda tiroidă, se poate dezvolta, să spunem, treptat. Nu este o explozie, dar în același timp se rețin și edeme în restul corpului. Palpitații, o perioadă de somn proastă, întreruptă, tendința la transpirație, mâini care tremură, ochi uscați, vedere perturbată, o proastă coordonare a echilibrului în general, senzație de căldură la nivelul palmelor și tălpilor, uneori de amorțeală, o limbă roșie, un puls strâns și rapid. Plantele pe care le putem folosi în acest caz sunt plante care refac energia yin a organismului. Este un amestec de plante din medicina chineză, Fo Ti He Shu sau Liu Wei Di Huang Wan, și plante cum ar fi Ganoderma și Schizandra, pentru că Schizandra este o plantă interesantă fiind la interfața dintre inimă, ficat și rinichi. Cu alte cuvinte, asigură o bună reglare a energiei pe absolut toate meridianele. De asemenea, putem folosi talpa gâștii, putem folosi păducelul, putem folosi în acest caz salvia și sânzienele. Plante din farmacopea noastră tradițională cu un bun efect în reglarea tiroidei. Avem așadar în medicina tradițională chineză, vedeți, ei privesc lucrurile din punctul de vedere energetic, dar toate aceste lucruri energetice pot fi traduse în termen de fiziologie, fiziopatologie și analize de laborator. Să nu uităm că, de exemplu, supravegherea tiroidei poate fi făcută prin investigații paraclinice, ecografie, după caz, analize de laborator, prin care noi trebuie să urmărim modul în care evoluează această glandă. Printre punctele pe care putem să le folosim în acest caz, puncte de acupunctură, sunt puncte de pe meridianul inimii, cord 7, puncte de pe meridianul ficatului, ficat 2, ficat 3, ficat 5, puncte de pe meridianul pericardului și 3 focare și puncte de pe spate care reglează vezică urinară 17, care reglează diafragmul. Pentru că diafragmul în medicina chineză, pe lângă faptul că este implicat în respirație, este implicat foarte mult în staza de energie. Și puncte care reglează energia in a rinichiului, rinic 3, și puncte de pe spate, vezică urinară 23, cele punctele care cuprind între ele Minmen, poarta sufletului, sau misiunea noastră pe care o avem în această viață. De asemenea, atunci când la nivelul tiroidei există o stază de energie, și se acumulează noduli, cresc aceste formațiuni acolo, există un amestec de plante din medicina indiană, cunoscute sub numele generic de Kanchanar Gugul, care pot fi folosite pentru o echilibrare și o dizolvare a acestor staze de energie. În ceea ce privește alimentația, vreau să dau câteva indicații. Desigur, părerea mea este că atunci când îți dorești să faci un regim alimentar, este foarte important, de exemplu, noi în cadrul clinicii noastre facem în anumite cazuri testarea de alimente.
testarea de alimente se poate face biochimic, pe baza unor analize de laborator, dar se poate face și prin biorezonanță, văzând ce alimente sunt compatibile cu organismul. Pentru că nu este suficient doar să vezi ce aliment este bun pentru organism, dar trebuie să vezi cât de compatibil este ca să îți dai seama dacă el aduce în corp energia de care organismul are nevoie ca să fie sănătos și echilibrat. Și abia apoi, văzând frecvența alimentelor potrivite din ele, vei face o dietă alimentară potrivită. Cum spuneam, câteva recomandări alimentare generale, însă recomandarea cea mai bună este să faceți o testare de alimente corespunzătoare, pentru că așa se poate stabili profesionist o dietă corespunzătoare. În hipertiroidie sunt recomandate alimente ca miezul de nucă, ceapa verde, rădăcina de țelină, soia, mărar, șofran, cura cu tărâțe și cura cu drojdie. În hipotiroidie, coș de nuci verzi, ceapă verde, ovăz, lăptișor de malcă și diferitele tipuri de alge, clorela, spirulina și așa mai departe. În final, ceea ce este important este ca ritmul vieții noastre să fie unul normal, pentru ca și tiroida să poată intra într-un ritm normal, să respectăm libertatea celor din jurul nostru, să ne exprimăm întotdeauna cu eleganță și spunând lucruri pozitive și să respectăm libertatea noastră și libertatea celor din jur. Vă mulțumesc!